Președintele PSD Florin Cârciumaru nu poate trece peste aceste trădări și va propune în biroul permanent județean excluderea lui Rotaru din partid. Prin atitudinea pe care a avut-o în campania electorală, când prin toate mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, prin prezență fizică, prin susținere, prin acțiune, a fost clar pe față împotriva candidatului PSD de pe Colegiul 6, nu putem să luăm altă măsură decât de excludere din partid. Primarul de la Lălești, Marian Rotaru, reproșează lui Cărciumaru că nu a vrut să se întâlnească cu el pentru discuții și spune că are mai mulți ași în mânecă pe care îi va scoate în următoarea perioadă. Treaba dumneavoastră, care e problema? Eu de aia nu pot să fac serviciu, că se exclude după ce au făcut o analiză. Dacă fac analiză amplă la toată activitatea care a fost și la toate manevrele, ca să folosesc așa un alt termen, atunci eu sunt de acord, n-am nicio problemă. Că atâta timp cât niște oameni nu știu să ține cuvântul, când niște oameni știu doar să mintă, nu cred că are rost să... Domnul Cârciumaru, când o avea toate treburile puse la punct în partid, a trebuit să vorbească. Nu cred că am de unde să iau lecții. Lecții am luat la profesor universitar de talie înaltă, nu am de la ce să iau lecții. Această decizie de excludere a dirului pare să declanșeze un nou conflict în PSD Gorj.